Bun venit la un nou demo astăzi cu This War of Mine, un joc produs de 11-Bit Studio și au mai creat anterior jocuri precum Anomaly, Anomaly Defenders, Anomaly Warzone, Spacecom și încă vreo două jocuri Anomaly pe care nu le-am jucat. Asta nu este un joc ale, adică nu știu exact ce erau ăla, parcă erau RTS-uri sau ceva de genul. Asta este ceva foarte diferit. Ceva cu nu foarte multe opțiuni video. Cu ce face pencil ăsta? Nu l-am testat încă să văd ce face. Ah, da, animația de la creionul de pe fundal. Trece de la una fluidă la una așa mai dură, mai evident că este făcută din cadre pe secundă, loc să fie așa fluid. Am terminat mai devreme jocul, așa că demo-ul ăsta este făcut practic după ce am făcut cam fiecare altă chestie, e mai rar, dar practic n-am avut când să fac demo-ul mai devreme de acum, pentru că vedeți voi, jocul ăsta are câteva idei bune, doar că are un sistem de salvare care înseamnă că nu poți începe un alt joc fără să distrugi orice fel de progres din cel anterior, așa că a trebuit ca să aștept până acum ca să pot să încep o campanie nouă, pentru că dacă greșeam ceva în timpul demo-ului din cauza neatenției, trebuia să iau tot progresul pentru review de la încapăt, așa că preferam să nu o fac. Dar acum pot să o fac pentru că am câștigat deja jocul cu chiu cu vai. Oh, habar n-aveți cât de greu poate fi. E foarte greu, adică poate fi extrem de greu dacă începi în condiții nefavorabile și văd că... Ce vreau să spun este că văd că jocul are mici probleme cu frapsul, în sensul în care se va bloca dacă trece de la meniu la joc. Sper să nu se blocheze dacă trece de la o secțiune din joc în altă, pentru că atunci vom avea mici probleme. Va trebui să trec la ceva pentru a face demo-ul, cum ar fi OBS. Spre ce este vorba în acest joc? Păi, este vorba despre acești trei indivizi aflați în mijlocul unui război. Nu e a lor, ei sunt victime colaterale, cum ar veni. E un război civil în orașul lor, în țara lor. Ei sunt prinși aici, încearcă să trăiască fără să crape până când, știu, se termină războiul, până când poate să plece, poate să nu mai moară de foame sau boală sau împușcați. Astea sunt personajele cu care poți începe. Bruno mai mereu este pe aici. Ăștia doi mai variază din când în când. Sunt destul de multe personaje în joc. Le vei primi aleator la începutul unei sesiuni. Unele sunt mai bune ca altele. Pavel, spre exemplu, este un fost fotbalist care poate alerga rapid. Ceva ce va fi util. Bruno, cred că mereu a fost. Adică în patru sesiuni mereu a fost. Este un bucătar. Adică a avut restaurant, a avut emisiune la televizor cu bucătărie. Va găti mai eficient. Apoi, Katia poate să facă comerț sau negoț mai eficient ca restul. Și face foarte util pentru că comerțul este una din metodele prin care vei obține resurse. Încep cu practic nimic și trebuie ca să cauți resurse. Hai căutăm ceva resurse, hai să smulgem. De asta o smulgem degeaba pentru că nu este nimic acolo. Ei doar aici vei stoca medicamentele, o să ai nevoie de medicamente. E bine că n-a început sesiunea asta cu vreun dintre ei rănit. Prima a început cu Bruno bolnav. Era a cam murit în ziua 13-a. Nu e spoiler sau ceva de genul, adică pot muri cam toți dacă nu ai grijă de ei. Pot răi toți dacă chiar ai grijă de ei. Adun resurse pe care le poți vedea aici apoi. Ai carne care e mai bine să nu întrebi de unde este. Bine, o să știi de unde este pentru că poți să faci mai încolo niște capcane pentru șobolani de la care vei prinde carne proaspătă. Apoi ai lockpick de care ai nevoie pentru cabinete închise, uși închise sau pentru din căsuța asta, din clădirea asta sau pentru a fura de la alții. Ai apoi materiale de construcție, asta, componente și cu lemnul vor fi... Vei trece prin câteva mii din astea. E o resursă de bază. Apoi zahărul folosești pentru a face alcool, de care vei avea nevoie pentru a face medicamente sau alte lucruri. Chestia acolo este un morman mare de gunoi, care trebuie mutat din loc, dacă vrem ca să accesăm zona. Asta e băncuța de crafting, care o ai și în Minecraft sau ceva. Inițial poți să faci paturi de care ai nevoie, poți să faci scaune de care n-ai nevoie chiar atât de mult. De asta o să ai nevoie mare, mare de tot la iarnă. Ai un radio la care poți asculta știri.
știri diverse, adică sunt chestii utile și câteva chestii inutile. Ai nevoie de electronică pentru asta, din păcate n-am nimic electronic. Ai nevoie de un cuptor, dacă vrei să faci mâncare. Ai nevoie și de combustibil pentru cuptor, pentru că nu este pe gaz, în ciuda ceea ce arată asta, e pe foc normal. Filtrul de apă ai nevoie de el pentru a face filtre, ai nevoie de o băncuță pentru metal ca să faci arme sau lockpick-uri sau topoare sau multe altele. Ai face mai întâi în bucătărie soba asta, în soba cuptorul. Adică un cuptor de asta mai vechi, old school, improvizat, pentru că este improvizat. Se schimbă, este în mod aleator amplasat conținutul din aceste containere. Așa, încă unde și pot să fac un radio. De obicei, astea, mormanele care îți blochează accesul, sunt mai mereu acolo aceleași, dar ce găsești înăuntru diferă destul de mult. Spre exemplu, acum văd că am foarte multe ierburi, dar trecută nu aveam. O să vedeți aici că este un cronometru, de fapt un ceas, un cronometru care arată timpul zilei în joc și temperatura. Iar ăștia pot îngheța noaptea dacă este prea frig, așa că nu e recomandabil ca să-i las înghețe de frig. Ar fi rău pentru ei. Deschidem asta. Intrăm aici și vedem ce găsim înăuntru. Poate găsim... Yes, putem să facem un radio. Hai să facem un radio pentru că va fi util. Dacă nu, cumva, poate pot să facă... a terminat de făcut asta. Așa că hai, luăm pe Bruno. Vedem care ajunge primul. Ca să fac upgrade, pot să fac upgrade. Ca să fac upgrade mă va costa multicel, dar hai să-l facem. Și recomandabil era să fac mai întâi un... ok, n-am apă destulă sau lemn pentru... Ok, pot să fac combustibil din bucata aia de lemn. Ca să avem cu ce face focul ca să mâncăm. Dar tot am nevoie de apă. Momentan nu am suficientă apă pentru acea mâncare. Din păcate. Poți căpăta apă prin diverse metode. După ce termină să deconstrui, vă arăt una. Personajele vor vorbi din... la naiba. Când te-ai îmbolnăvit, n-aveai nimic mai devreme. Ok. Ba da, nu scria. Da, dacă nu găsim medicamente, Katia o să moară. O să moară rapid. Pot să fac asta pentru a aduna apă, din păcate nu am. Apoi e nevoie și de filtre pentru alea ca să filtreze apă. Putem să facem un scaun. Trebuia să fac paturi. Dacă n-ai paturi ăștia, cam vor crăpa destul de ușor. Ce pot să mai scormonesc pe aici pe undeva fără să am mult de muncă în... da, chestia aia. Da. Era mormanul ăla de acolo. Poate găsim acolo destul lemn sau material ca să facem un pat. Sau niște apă ca să facem de mâncare. Sau ideal ar fi niște medicamente. Putem să facem patul măcar. Poți să faci medicamente din ierburile alea și din niște... niște presturi de medicamente, practic. Poți să fac un fotoliu. Facem un pat, îl punem aici. Place. Poți să faci medicamente așa mai erbale, care nu sunt la fel de eficiente ca cele produse cum trebuie. Dar sunt mai bine ca nimic. Summon, switch, surprise, da. Cineva ar trebui să caute provizii noaptea. Sper că ne vom putea păstra căldura. Căldura momentan nu o să fie problematică, adică abia prin ziua 20 începe frigul. Atunci o să fie cam greu, pentru că începe să dispară multe. N-are nimeni nevoie să doarmă. Poate o să-i treacă dacă doar doarme în pat, adică să n-am nevoie ca să-i dau din start medicamente. Pot să dau end aid de pe acum. Asta o să și fac. Sper să nu se blocheze jocul iar. Ok, nu s-a blocat. Tu scavenge, tu dormi în pat, tu stai de pază ca să nu moară asta. Acum, pe unde să mergem? Inițial avem trei locații care sunt mereu aceleași, adică nu va fi generat aleator o hartă cu diferite locații. Asta e cam dezavantajul principal al jocului. Dar ce este în locații va fi diferit. Spre exemplu, ce spune acum? Dar descrierea că a rămas aceeași. Asta este o casă liniștită într-o zonă care n-a fost bombardată prea tare. Oamenii nu sunt acolo decât cei care au trăit acolo mereu și încă mai trăiesc și sunt oarecum liniștiți.
spune că acolo mergem doar dacă vrem cu adevărat să furăm. Adică, într-o sesiune anterioară, acolo erau doi bătrâni care mă implorau să-i las în pace. E un joc despre refugiați de război care încearcă să trăiască, așa că jocul nu îți interzice ca să faci măgării sau să fii de dreptul malefic, doar că nu prea le recomandă, pentru că la urmă urmei nu ești un monstru. Asta este biserica în care poți, era de fapt un popă pe acolo, puteți face comerț cu el. Dar mai întâi o să mergem, hai să mergem aici și sper că nu va lua crash. Poți să iau la mine diverse obiecte, spre exemplu acest loc pe care o să iau la mine în cazul în care dau de ușă închipuiată. Și o chestie, fiecare personaj are un anumit număr de sloturi de inventar. Ăștia văd că Pav, stai, da? Bruno are 10, Pavel și Katia au 2, au 12. Este un scav, unul fost, un scavenger fost pompier care avea vreo 15 sloturi, dar am dat de personaje care aveau 8 sloturi și 10. Erau personaje groaznice, din cauza lor era chiar să pierd jocul, dar asta este. Nivelul de dificultate variază destul de mult în funcție de personajele care spică, pentru că cineva care are 12 sloturi va fi mult mai ușor să joci cu ei, pur și simplu. Mult mai ușor. Și acum sper să nu ia crash, iar când schimbă... Nu? Ok, deci jocul s-a cam blocat, așa că a trebuit să trec pe OBS în cazul în care vi se pare că arată diferit, diferit de calitatea imaginii. Data asta nu mai este bun la Vacatia, ci Bruno, însă nu trec chiar prin prima zi, pentru că jocul are un sistem de salvare cam nefericit. Va salva numai dimineața, în rest va fi... nu va salva, pur și simplu, doar dimineața salvează, nu când se termină ziua, nu când, eu știu, înainte ca să plece la vânătoare, ci abia dimineața. Ok, tu stai de pază, ești în armă, tu dormi, poate îți revii fără medicamente, tu hai la vânătoare. Mergem, am spus, exact acolo, ia lockpick-ul la tine și hai să încercăm să dăm de ceva medicamente, haleală, resurse și diverse alte chestii. În componenta asta de furișat, jocul parcă pe aici n-a fost până acum. Cumva e clădire nouă. Sau am explorat-o atât de vreme dată trecută încât nu mai țin minte. Nu prea, ok, țin minte partea asta, dar în interiorul parcă arată altfel. Ok, avem materiale mereu utile, foarte utile, pentru că treci prin ele foarte rapid. Ne urcăm acolo sus. Este controlat în totalitate cu mouse-ul, adică nu am control prin tastatură cu stânga, dar sau așa ceva. Cred. Verificăm acum. Nu? Nu ai totul prin mouse. Mare parte pentru că jocul a fost făcut și pentru mobile, așa că trebuie să funcționeze printr-un touch screen. Baby carriages and empty, the objects scattered inside, where my baby teeth, feeding bottle, da, ceva a plecat în grabă de aici, n-am avut nevoie de asta. Este și tot felul de astea de urme despre război, despre ce s-a întâmplat. Wow, jackpot! Cafea nu e foarte utilă, de fapt, n-am găsit un mod de a face cafea în jocul ăsta. Se spune că asta, Katia, bea cafea, dar... n-am găsit un mod practic de a face cafea, doar este acolo. Sigări poți face pentru că cam toată lumea le folosește. Cărți, lumea le citește sau le dă foc când e nevoie. Ne mai uităm. Am inventarul plin, așa că nu mai pot să iau nimic la mine, dar mă mai uit prin zonă, poate dau de ceva interesant. Va fi mai multă mâncare. Astea la maxim, l-am încărcat. Păcat că nu pot să care asupra ta decât două încărcături de lemn. Per slot, mai mult de asta. Așa, de asta am luat piese de arme, electrică, mai multe cărți, doar două cărți. Nu există în joc un backpack, n-am văzut să fie. Am construit pe alea 4-5 de zile când mi-am luat sesiunea anterioară, cam tot ce am putut. Și n-am găsit un mod de a face un backpack, un rucsac, ca să pot să car mai multe la mine. Foarte multe resurse găsesc aici la început. Chestia e că dacă nu le iau la timp, vor dispărea pentru că vor veni alții în loc ca să le ia. Chiar îi vezi câteodată venind cum să le ia. Cum le iau. Gratii. Pentru asta am nevoie de un fierăstră sau o pilă.
sau cam aceeași chestie, doar că nu am aumentat așa ceva. Deci, clădirea asta nu era în sesiunea mea anterioară, deci, da. Câteva rămân, cum ar fi biserica și spitalul și baza militară, dar văd că unele se schimbă. Ok. Nu sunt complet aleatoare, doar că nici nu se repetă cuvânt cu pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, cum ar veni. Nu e exact mereu aceeași hartă. Partea de-a, poți să mergi cu un singur om la căutat de chestii noaptea și indiferent cât stă el acolo ca să caute în acea clădire, dacă stă un minut și se întoarce, tot se pune de parcă ar fi trecut toată noaptea. Văd că nu-i prea bine. S-a mă lovit și Katia. Ba nu s-a mă lovit, mi se pare mie. Ok, am ajuns înapoi astea. Este obosit. Este obosită pentru, și flămândă pentru că am pus-o să stea de pază. Hai să-i facem un pat atunci. N-am lemn pentru pat. Dag nabbit. Știam că am uitat ceva. Ar trebui să fac măcar niște combustibil pentru ca bucătarul șef să apuce ca să gătească ce am adus. Ok, și a revenit, ok, n-a fost nevoie de medicamente. Dacă lăsam treaz, atunci avea probleme. Cu menghina asta, care pot să fac o rangă sau o lopată. Am deja o lopată, așa că nu mai fac încă una. Ranga va fi utilă pentru anumite chestii. Și nu, mai bine nu. Ranga de obicei e varianta mai zgomotoasă a lockpick-ului. Stiste radioul, vor apărea aici mesaje pentru fiecare zi, nu chiar fiecare zi, dar din când în când vor apărea mesaje. Stai, Stef, ar trebui să pun să culce după ce îl trezesc pe ăsta ca să gătească. Hai, du-te și gătește. Tu dormi. Așa, dormi, ăsta este încuiat. Ăsta e și el încuiat. N-am destul apă pentru... Ok, care ușă nu este încuiată? Încuiat peste tot. Ok, hai că descuiem asta. Irosesc un lockpick astfel. Mut cu lopata asta din loc. Și sper să găsesc ceva. Cam pe la prânz, la fiecare a doua zi va veni câte un personaj pe aici. Ori cer în ajutor, ori oferim comerț, ori chiar recruți noi. Dar trecută cât au picat Pavel și cu Katia a venit pompierul ăla care avea un backpack mult mai mare. Nu înțeleg de ce sunt 30 de sloturi, pentru că nu am văzut un personaj care să aibă atâta. De fapt, nu sunt 30, câte sunt? Sunt ok, sunt multe oricum. Avem apă! Yes, avem apă, deci putem să gătim. Ok, Mr. Bucătar gătește. Apucă să mănânce doar 2. Vor apuca să mănânce doar 2, adică. Acum aș putea să mut și cu noi din partea asta. Am găsit un diamant care spune că e foarte valoros pentru trading, dar nu e pe cât de valoros ar crede. Adică astea sunt mai valoroase, practic, electronica. Prețurile de la comerț variază de la un incident la altul. S-ar putea să devină prea rare, foarte rare legumele și ca urmare valoarea lor va crește sau tutunul până când niște bișnițari aduc cu niște camioane tutun în oraș. Apa, spre iarnă apa va deveni foarte rară și valoroasă pentru că trebuie ca să folosești apoi zăpadă topită. Dacă asta topește nevoie de combustibil și combustibilul este mai greu de găsit iarna pentru că oricum îl folosești pentru a te încălzi. Tu mă uit în gol să văd dacă apare, văd că n-a apărut încă. De obicei pe la ora asta apărea. S-a trezit asta. Ce-mi place că poți să-i pui să doarmă ziua, ca să nu fie obosiți după ce au stat 30 toată noaptea. Asta chiar mi s-a părut ceva grozav. Unele jocuri nu prea fac asta. Medicamente și mai multă apă, dar nu foarte multă, că am dezamăncit de ce am găsit. Ok, tu culcă-te. Dacă ai 3 personaje, poți să lași un singur pat. Dacă ai... mai recomandabil să ai 2 paturi. La 4 personaje ar fi de ajuns 2 paturi și pentru că poți să ai doar maxim 4, nu prea ai nevoie de mai mult de 2 paturi decât dacă se îmbolnăvesc cu oameni și atunci ar fi bine să le pui 3 paturi. Nu e tocmai obligatoriu să le dai de mâncare în fiecare zi,
dar vor fi ceva mai fericiți mai încolo. Și e binișor să-i ții fericiți pentru că se pot întâmpla lucruri în jocul ăsta. Lucruri care nu sunt fericite. Adică se vor lua la bătaie, practic, între ei. Nu mai e mâncare pentru Pavel, nu nimic. Poate va găsi el mai încolo când se întoarce. Așa că dăm end day. Terminăm ziua. Se pun iar de pază. Ok, de pază. Și Pavel va pleca. Nu, tu dormi în pat. Sau mai bine te pun pe tine ca stai de pază când mai ești bolnav. Dormi în pat. Și mergem la scavenging iarăși. Asta era mereu aici. Asta era mereu aici. Asta era mereu aici. Asta era mereu aici. Asta, nu, asta iarăși era, s-a schimbat asta, asta e diferită, era altceva aici, anterior. Hai să verific biserica, să văd dacă s-a schimbat față de a trecută. Sunt curios. Scavenge. Vedeai și de alte personaje, cum am spus în secvențele astea, pe care unele sunt instantaneu ostile, altele nu. Altele, mă, poți vorbi cu ele, dacă nu te bagi peste teritoriul lor, te vor lăsa în pace. Altele te vor ataca, altele variază de la situație la situație. Anterior aici era un preot care îmi spunea să nu intru aici în jos, așa că nu am intrat. Poți vedea astea, semnele rușii înseamnă că se mișcă ceva acolo. Poate fi om sau poate fi doar un șobolan. Dar din moment ce vorbește, cred că este om. Dar preotul este acolo, cred că putem să facem comerțul, așa că nu, nu o să-l jefuiesc. Welcome, we have been robbed, iar a fost jefuiți, sărmanii, așa că nu o să le dau probleme. O să văd dacă pot cumva să fac comerț cu el pentru ceva. Ok, nu-i voi deranja pentru că dorm de desubt, îi las acolo în pacea lor. Trading, da, să facem comerț. Are bani, da, și are medicamente făcute din astea, din plante, are multe cărți și apă. De apă am nevoie. 3, 2, 3, perfect. Hai că dau 4, oricum poți iau altele la întoarcere. Baia con Dios. Unde era chestia aia, da, să le luăm și pe restul. N-am jefuit biserica, adică n-am ajuns chiar atât de groaznic încât să jefuiesc biserica. Am jefuit pe alții. De fapt, nu prea am jefuit pentru că țineau oricum câțiva oameni prizonieri și încercau să mă moare de fiecare dată când mă vedeau. Ocazional, personajele vor avea probleme de conștiință din cauza ceea ce se întâmplă. Ia să vedem dacă am fost atacați. Poți baricada oarecum, dar poți repara găurile mari din pereți, din bunkerul ăsta, din refugiu, cum ar fi gaura asta mare, pentru a mai descuraja atacatorii. Dar de obicei tot intră. Da, am fost atacați. A încercat să ne șefuiască, a fost câțiva, nu ne-au rănit. Aveam arme, dar nu destul pentru toți. Bruno a fost rănit de atacator, dar nu a furat nimic. Am fost în stare să ne apărăm. Ok. Am bandaje? Parcă nu aveam bandaje, am medicamente. Aici spune cam care e statutul situației. Este... refugiul este un adăpost de unde putem să ne odihnim în față de război. Sunt găuri în pereți. Asta îmi spune chiar și dacă le acopăr. Coffee consumer de 1. Aparent chiar consumă cafea, nu știu exact cum. Pentru că nu poți să faci cafea în jocul ăsta, doar ai boabele și atât. Țigările trebuie să le faci însă. Să mi se pare bizar. Ok, tu culcă-te. Bruno este rănit. Ar trebui să-i fac încă un pat pentru că sunt răniți amândoi. Sau bosi amândoi. Ia facem încă un pat. Îl pune mai încoace. Ai fost patul și dormi în el. Tu vrei să mănânci ceva, dar nu prea avem. Trebuie să pun pe bucătar ca să facă mâncarea. Nu avem combustibil. Pot să fac o variantă mai bună a sobei care consumă mai puțin combustibil, dar momentan nu am cu ce. Așa că până atunci hai să mai vedem ce putem să alterăm pe aici. Pare nimica.
Pot să fac combustibil. Din lemn facem două combustibil. Putem să fac combustibil și la băncuța aia. Îl luăm pe Bruno. Da, vrea să se odihnească, știu, este și rănit. Dacă e doar puțin tel rănit, poate că își va reveni cu timpul. N-avem apă decât pentru o singură din asta porție de mâncare. Și o să dau lui pentru că este rănit. Tu cate-te și dormi. Nu are nevoie să dormi, are nevoie să doarmă. El e rănitul. Trebuie să apară cineva în câteva minute, cred. Și îl pun pe el ca să doarmă și pe ea ca să stea la ușă, pentru că cu siguranță o să apare cineva. În a treia zi de obicei apare lume. Ok, avem nevoie de lockpicks, da, avem nevoie, facem 3. 16 grade este totuși ok, o scade temperatura masiv pe la ziua 20. Adică dacă n-ai două sobe, ok, asta e negustorul. Yes, putem să facem schimb de chestia, deschide ușa. Jocul are mici hibe, adică câteodată nu înregistrează clicurile pe uși. Hai să vedem ce putem da și ce ne poate da. Gloanțe, o să ai nevoie de asta mai încolo, adică spre finalul jocului ai nevoie de multe gloanțe. O să regreți că ai vândut bucățile de, eu știu, cartușele și praful de pușcă pe care îl găsești. Ne poate da bandaje. Aș putea că este o bandaj pentru asta, cred. Exact de ce are nevoie. Vrea mult pentru asta. Aș putea să fac, îi dau ăsta la schimb pentru apă. Are apă. 3, 4, 5, doar 4 poate să-mi dea. Nevoie și de lemn. Ce să-i mai dau de aici? Diamantul. Ai și o carte. Electrica. Mai dăm ambele electrice pentru că oricum n-avem nevoie de el prea mult. Am zis o carte, nu două. Mâncare e cam scump, așa că nu o să-mi dea. Deal. Mai putem să facem schimb de ceva? Mai putem să facem schimb? Aparent nu prea. Nu. Nu mai are nimic ce-mi trebuie. Asta o să revină peste vreo 6 zile, am impresia, sau 5 sau 6 zile. Dacă nu era ăsta, aș fi pierdut cam fiecare sesiune cu putință din jocul ăsta, pentru că e foarte greu fără asistență. Oarecate, dar poate să facă și mâncare, doar că costă 5 apă în loc de 4 sau 3 cât costa pe Bruno. Așa că stai pe scaun. Ce nu-mi place e că nu prea poți să muți mobila fără să o demolezi, și poți demola abia după ce construiești un topor la băncuța asta. Nu poți însă muta chestii cum ar fi soba, nu poți muta frigiderul, nu poți muta băncuța, nu poți muta decât patul, scaune și fotolii. În rest nu poți muta nimic. Ceva ce cam neplăcut, pentru că anumite elemente din decor... Dacă pot cumva să fac upgrade-ul ăsta ca să vă arăt. Nu le poți muta și contează unde sunt amplasate. Nu vezi, dar pot să fac upgrade-ul iar. Făcusem anterior, dar jocul a luat un crash și a trebuit ca să iau o salvare. A trebuit ca să încep jocul de la zero practic. Așa că nu era cine știe ce. Facem încă un de ăsta. Să avem 3, ca să avem cu ce să spargem lacăte. Acum aș putea ca să sparg lacătul ăsta. Va fi util. Ok, asta este flămând, nu-i nimica. Rezolvăm asta în curând. Așa. Capcane de șoareci. Trebuie ca să nu fii în aceeași încăpere cu capcana pentru ca efectul să fie maxim, altfel va dura foarte mult timp. Și am făcut greșeală de la pune în aceeași cameră cu crescăturile de plante pe care le vizitam des și cu adunătoarele de apă pe care le vizitam zilnic, și asta însemna că nu prea prindeam nimic cu el. Hai, mutăm asta, vedem ce e înăuntru acolo, poate e o surpriză. Asta, fă că nu mai este obosit, dar este rănit. Totuși îl pun să gătească. Ziua se termină la ora 8, mergând în incremente de 10 minute.
Poate să facă 2 pentru că consumă doar 3 apă. Spre deosebire de alții care consumă câte 5. Vedem ce este înăuntru. E foarte multă șansă aleatoare în jocul ăsta. Adică ai nevoie de ceva noroc ca să ai succes cum trebuie. Apă și... Ok, mai a fost o pierdere colosală asta. Adică o pierdere masivă. Wow. Big loss. Ah, vedem totuși... Nu. N-are sens acolo pentru că e... asta. Asta să dărâmăm și... Este deschis. Mai întâi îl pun să mănânce, pentru că s-ar putea să nu termine până când devine seara. Și îl pun apoi să doarmă. Mănâncă și tu. Tu treci la săpat. Din câte am observat, unii chiar pot obosi ziua dacă îi pui să facă prea multe chestii. Mi s-a întâmplat o singură dată, sau posibil să nu fi fost atent eu. E un joc la care ai nevoie de ceva atenție, pentru că dacă uiți, eu știu, să lași pe cineva de pază într-o noapte, când chiar jocul spune că sunt șanse mari să fie patacuri, este o vreme așa mai și mai tumultoasă. Dacă uiți asta, te poți trezi că te-au jefuit de absolut totul, nu mai e nimic rămas și... Acum am câștigat mai bine decât când am folosit lockpick-ul. Poți, dintr-un singur jaf armat, să rămâi fără cam totul. Ok, Military Outpost văd că a fost mutat. Era aici, anterior. Văd că nu mai este. Scuze că e aceeași situație, așa că să investigăm. Tu ești rănit, așa că dormi, tu stai de pază. Tu scavenge la Military Outpost. Poate o să crape acolo. Semi-detached house, și asta este o casă. Dar asta e cu casa împărțită în două. Erau niște nebuni pe o parte cu o pușcă, trebuia să merg prin subsol. Ajutam special dacă aveam asta, o pilă ca să poți să dai prin asta gratii, ca să merg printr-un tunel spre partea cealaltă. Unde erau acolo și acolo personaje, doar că nu ostile, adică erau ok. Asta este baza militară. Probabil o să fie nimic aici. Adică data trecută era nimica. Acum chiar este, pentru că am ajuns de vreme aici. Dacă ajungeam mai târziu, nu găseam absolut nimic acolo. O să am niște opțiuni interesante în curând. Opțiuni foarte interesante. Pentru că o să fie chemat de comandantul său în câteva minute, dacă stau așa mai pe întuneric, mai prin umbră. Smokes or booze will make a deal, but don't try... Ok, deci smokes or booze. Nu am niciuna, nici alta. Așa că o să mă retrag, spuse el mințind. Comandantul. Ok, te scuzi, ok, te scuzi și mă duc prin spatele tău. Trag cu ochiul și cred că o să termin de mult cu faza asta, adică o să fac o tâmpenie aici. Ok. Run. Fugi. Ok, nu termin de mult aici. Vreau să fac o tâmpenie, dar văd că nu pot să fac aici, fiindcă m-au prins prea rapid. O să fac tâmpenia dincolo. Vreau să vă arăt și sistemul de combat, dar n-am o armă de foc, așa că nu pot să vi-l arăt pe tot. În esență, e point and click, doar că unele personaje vor reacționa diferit la modul în care mânesc cu armele. Adică unele știu să o folosească, așa că vor fi mai eficienți, alții nu. N-a găsit nimic util. Măcar a recunoscut asta. Ai și detalii biografice despre personaje. Îți spune ce au pățit în viața lor, îți spune chiar și reacțiile la evenimentele care se vor întâmpla în joc. M-ar fi faptul că pe unii îi trimis ca să ajute pe cineva care are nevoie de ajutor, alții nu vor. Adică poți să te rezești că nu mai e nimica. Prima oară când am jucat asta a murit pentru că îl țineam treaz noaptea ca să apere locație, pentru că asta era aproape moarte din cauza la un incident nefericit. Nu știu dacă o să apare cineva azi, așa că hai să sărim direct. Hai să mergem la... Da, aici este The Danger. Scavenge. Probabil vor fi atacați în noapte. Loading.
Hai să văd dacă e casa care o țin minte. Așa. Da, este aia care o țin minte. Aici e cucuțată una cu o pușcă și va trage în oricine încearcă să treacă pe aici. Dacă n-am un bonfire ca să trec prin gratele de aici, o să mă împuște, așa că o să fac altceva. Danger zone. Scuze, pot cumva să urc mai sus de atâta? Da, pot, pentru că sunt gratele acolo. Dar sunt gratii aici și că nu pot să intru. Va spune jocul clar atunci când chiar fur lucruri, pentru că sunt obiecte clar indicate ca fiind a altora. Spre exemplu, așa. Și personajele se vor supăra dacă chiar încep să fur. Adică ale mele, se vor avea așa resentimente unele dintre ele, altele nu, altele nu sunt chiar atât de mărinimoase. Ce mă face scavenging în courtyard? Hai să văd dacă sunt în armație ăștia doi. Și putea să urc, nu am cum să urc pe acolo. Sunt gratiile. Asta, dacă mă vede, mă va împușca, însă am o lopată ca armă. Așa că hai să fiu un sociopat masiv și să... m-a văzut la timp, m-a văzut prea devreme. Așa, închis și acum trebuie. Intră acolo, intră acolo, intră în umbră, intră în umbră, perfect. Nu o să mă vadă dacă sunt acolo. Cum m-a văzut? Cum a văzut? E că sunt în umbră. Cum a putut să tragă mine prin umbră? Ok. Ceva bizar aici. Nu trebuia să mă vadă dacă stăteam în umbră. Urât din partea jocului. Ok, o să iau la fugă acum. If you let you this time, next time I'll kill you. Aha. Ok, deci o să mă lase ca să fug data asta. O să fug, gata, fug. Am făcut împenia. V-am arătat sistemul de luptă. Dacă o prindeam pe aia cu... asta... cu hârlețul, cu sapa în ceafă, cât era cu... nu cât mă vedea, era instant kill. Ui, cum ai e rănit, adică... o să aibă nevoie de bandaje. Am luat bandaje, nu vreau să vorbesc pe ce s-a întâmplat. Atacat după aia. Unde pleacă Katia? Cred că stai jos undeva. Trebuie să apară... da, am fost raiduiți. Pavel are niște răni serioase, dar nu din cauza atacului. Nu aveam arme pentru că lopata era la mine. Ne-au furat mâncare, ne-au furat tutun, ne-au furat apă, ne-au furat ierburi, dar am adus diverse chestii, informații. Trebuie să fiu puternic pentru prietenii mei, dar știu că era pentru noi, tot mă simt prost, pentru că nu erau chiar răi, adică aia cu pușca era enervantă că te împușca dacă treceai prin curte. If you have to use force, supai subie. Asta nu prea e deranjat de faptul că au folosit forță. Ea parcă însă era. Este rănit grav, are nevoie de bandaje. Ce am devenit? Am devenit bandiți, sărmanii de noi. Asta e cam, dar așa, e mai nimica pe lângă ce o să se întâmple. De fapt, o să dau end day până când o să crap eu ăștia. Sunt exact cât de amuzant poate fi când crapă. Adică încep să o ia rasă, încep să se certe între ei, să se bată între ei. Vezi că abia dacă mai merg... sărmanii. Ăla nu pare serioasă. Dacă încep să se întristeze, deja e de rău. Pentru că încep să aibă stări de depresie. Vezi cum nu mai au nicio motivație să meargă. Dacă ai băutură, cumva, îi poți îmbăta, să vezi cum încearcă să ia la fugă în noapte. Nu e tocmai un joc foarte profund în ceea ce privește simularea comportamentului lor, dar e destul de bine făcut. E simplist în modul în care interacționezi în afara acestor evenimente pe care le induci. Pavel is bleeding. It looks like he won't make it. Bio. My friends are very hungry. Getting food is a priority. Asta arată foarte bolnav. Asta își amintește despre viața lui anterioară. Mai sunt animale în oraș. M-ar fi porumbei. Aș mânca unul. Aș vrea să-i ajut, dar atât de flămânzi, bandajele astea, chiar am uitat că am luat bandaje, deci puteam practic ca să-l vindec. Nu, vreau ca să vedeți cum e când crapă toți. Sleeping bed, stay a while.
Ziua 8-a. Am fost atacați. Katia-i starving, Bruno-i starving, Pavel is bleeding, won't make. Ne-au furat totul. Suntem acum cu fundul gol, practic. Nu putem sta degeaba cât timp rămânem fără mâncare. So storage supplies was enough. Someone, da, cineva vine ca să ne înșefuiască. And they... Oh, asta... Ah, dammit. A părut balonul ăla pentru depresie, dammit. Nu pot să mai dau înapoi. Puteți să vorbești cu el ca să-l mai calmezi, dar văd că n-am opțiunea momentan. Dacă ieși cu ei pe stradă în timp ce sunt obosiți, răniți sau altceva, vedeți cum se vor mișca așa. Mai deloc. Este statut, seriul este broken. Adică să vedeți cum se mișcă, uitați-vă la ei. Nu se va mișca din loc pentru că este broken. A, Pavel a murit. S-a dus. Deci nu mai este. A rămas un pat în plus. Spune ceva. Trebuie să mănânc ceva. Nu îmi spune absolut nimic despre cum a crăpat alaltul. Pare nu. Nu spune. Și parcă aici scrie broken. Mi-e greu să văd din cauza rezoluției. E balon de dialog măcar. Step out of it. Splac. Poate și bine? Nu. What good will it do? I can see that you... Mai devreme asta era de prima dată acum locuia asta. Trebuie să lucrăm împreună ca să reușim. Și acum end day. Ok, yes. Dăm iar sleep in bed. Adică să fim mai odihniți. Day 10. Back from the brink. Am fost atacați? Arată ca o fantomă, arată ca o fantomă. Mai arată un achievement pentru Back from the Brink. Am scos un... we helped one of us survive the darkest depression that can kill just as... Pentru că am avut șabe ceva ca să supraviețuiască și revine, acum poate să meargă iar. Dar acum ăsta este complet distrus. O să-i lasă o vreme pentru că vreau să văd dacă apare cineva la ușă cumva. A, nici asta nu vrea ca să se miște. Mai devreme eram picioare, acum nu mai vrea. De obicei, dacă mai era încă unul în care se putea mișca, putea să-l aducă mâncare sau ceva de genul, dar acum, chiar dacă vine cineva la ușă, nu mai au cum să răspundă. Vor crăpa în seara următoare. Dar sunt prea deprimați ca să plece. Și că vor rămâne aici. Outbreak of crime. Văd că se schimbă și ordinea. Adică outbreak-ul ăsta a fost... Ok, mi-a apărut pentru Pavel că parcă nu. Sau m-am dat click peste el din greșeală, nu mai știu. Bruno has left the shelter. We don't think he'll be back. Și așa am pierdut jocul. Nu am reușit. Ok, asta a fost-o pentru demo-ul lui This War Is Mine. Îl puteți găsi pe Steam la prețul de 19 euro. Poate cam mult pentru 19 euro. Poate mai puțin, dacă mai găsiți, ar fi ok. Avem aici ce avem. Pavel died. Was killed while looking for... Nu, n-a murit căutând provizii, a murit în bunker. Ok, are ceva probleme de detecție a anumitor evenimente în jocul, dar nu e ceva tocmai super critic. Data viitoare voi reveni cu... Ok, nu știu exact cu ce, dar voi vedea cu ce. Până atunci, rămâneți cu bine, la revedere!